Bună ziua, dragile mele! Astăzi vom face un fel de clătite, dar o să fie de dimensiuni foarte mici. Se numește cheesecake. Este făcut din brânză, ou, zahăr, bicarbonat și făină. Sunt foarte, foarte gustoase. Și o să le punem la tigaie. Mai întâi vreau să vă prezint brânza. Eu brânza o să o blendiez puțin. S-o dau la blender. Este mai bun așa. Blendăm bine, 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 pentru că să fie foarte moale brânza, să nu fie așa. Și începem să o blendăm. Poziția perfectă. O să bat un ou. Ca să pun ou bătut, să nu pun așa. Și aici o să dau ou iubește bătut un pic de sare. O să adaug un pic de sare. Foarte puțin, jumătate de linguriță pentru moment. O să-l adaug aici. O să blendez și ou cu brânzica. Aici o să adaug foarte puțin zahăr, că brânza este dulce. Este brânză de vaci. 50 de grame, nu mai mult. Și tot aici o să adaug un pic de bicarbonat. Jumătate de linguriță. Și blendăm. Trebuie să punem făină. Acum o să adăugăm făină. Las cu o compoziție mai grosuță, pentru că o să le formăm ca niște biluțe turtite.
cernut făină. Am aici 250 de grame. Dar o să mai margă. Încă 100. O să fac o compoziție bună. Am avut la noi 400 de grame de brânză cu ou, 50 de grame de zahăr. Mai avem nevoie de făină. O să mai pun. Vedem atât. Am pus 100. Așa, am încins tigaia cu ulei. Acum o să iau să-mi formez beluța mea. Cam așa dimensiune trebuie să aveți. Eu am uns aici niște apă cu miere. Așa o dimensiune trebuie să le faceți. O să le întoarcem. Astea sunt mini pancake-uri, cheesecake-uri. Am pus smântânică. Se mănâncă cu orice, ce doriți. Puteți și să luați un măciun. Eu am pus smântânică pentru că îmi place cu smântână. Sunt foarte, foarte bune.
Îmi doresc poftă bună.